Bună ziua, dragii mei! Ce mai faceți? Astăzi vă invit la o etalare scurtă în care încercăm să răspundem la întrebarea mă iubește sau nu mă iubește? Pur și simplu, da? Este o întrebare scurtă cu da și nu. Dumneavoastră nu aveți altceva de făcut decât să vă gândiți la o persoană și să alegeți dintre varianta 1, cea a fluturașului mărțișor, varianta a doua a cercelușului albastru și varianta a treia, inimioara, da? Inimioara roșie. Haideți să vedem. Pentru cei care au ales fluturașul mărțișor, vom încerca să răspundem scurt dacă persoana la care vă gândiți vă iubește sau nu. Persoana la care vă gândiți dumneavoastră este o persoană extrem de aventurieră. Îi place jocul acesta de a v-ați ascunsele în dragoste, în amor, îi place foarte tare să flirteze, îi place foarte tare să aibă pe lângă el sau pe lângă ea persoane care o admire, îi place să fie în centrul atenției, nu este persoana unei singure ființe, simte că nu îi aparține nimănui, îi place să fie liber, liberă, este un idealist, idealistă prin natura sa, poate că lucrează în artele plastice, poate că este pictor, muzician, cântă la chitară, la mandolină, la vioară și așa mai departe. Este totdeauna cum să vă spun, nu este o persoană stabilă nici din punct de vedere emoțional, nici din punct de vedere material, financiar, parcă stă în chirie, parcă nu are ceva cumpărat de el sau ea, această persoană. Îi place să se mute dintr-o parte în alta. Poate că această persoană s-a mutat cu dumneavoastră și nu dumneavoastră cu această persoană. Îi place să plece așa când îi se pune pe chelie, da? Da, îi place să se mute, da? Parcă este ca țiganul cu curtul, așa, da? Cumva parcă a venit de la un drum sau v-ați cunoscut la un drum cu această persoană sau poate că locuiește în alt oraș, vă despart niște dealuri de data aceasta, dar oricum este o persoană care v-am spus, nu se poate stabili undeva, da? Parcă se mută dintr-o parte în alta, dintr-o relație în alta, zăbovește o perioadă după care își vede de drum, da? Este un boem, o boemă, îi place, v-am spus, să fie adorată, adorată, să friteze, să se simtă așa, să se simtă în centrul atenției, să fie sarea și piperul întotdeauna, sau pur și simplu îi place să cutreiere lumea, da? Să cunoască cât mai multă lume, să exploreze, este o persoană care nu poate fi foarte ușor ținută în frâu, adică unei asemenea personaj, pentru că din câte simt, parcă este un personaj această ființă, este foarte greu să se pună cineva căpăstru, da? Ca să mă exprim așa, da? Haideți să vedem, este o persoană cu tenul alb, blond, blondă, cu ochii deschiși, albaștri, și o persoană tinerică, destul de tânără, da? Până în 40 de ani, să zic așa, cel mult, da? Este un visător, visătoare, este ușor narcisist, narcisist, îi place să se privească în oglindă. De asta vă spun, importanța pe care își dă o foarte mare importanță el sau ei, da? Mai mult decât dă importanță celorlalți oameni, da? Stați cumva, cum să vă spun, sunteți la o depărtare, da? Vă găsiți în acest moment, da? Sunteți la depărtare unul de celălalt. Vă gândiți foarte mult la această persoană, parcă visați această persoană sau parcă ați visa să umblați alături de această persoană din loc în loc. Există și o vârstă, am spus, poate 43 chiar, am zis până în 40-43,
Există o relație de trio, poate că nu văd că această persoană ar fi căsătorită, dar nu este o regulă. Poate că dumneavoastră sunteți căsătorite și aveți această aventură cu acest domn sau doamnă sau domn dinșor, domnișoară. Dar nu vă, cum să vă spun, visați, poate că vă plac aceleași lucruri, drumeții, natura în special. Există o diferență de vârstă între voi, de cel puțin 3 ani, balanță, vărsător, capricorn, taur, cazodii, gemeni. Este alunecoasă, să știți, această persoană. Nu pot să vă mint, nu pot pești. Avem și pești. Să știți că nu pot să vă mint. Este o persoană alunecoasă, o persoană care nu spune sau nu și-a exprimat sentimentele. Nu, știți cum poate că v-a spus doar așa sunt eu, dacă mă vrei așa cum sunt eu, e ok, dacă nu, eu nu pot să mă schimb pentru că prin natura mea, da, așa sunt eu. Da? Este ca și cum a venit în viața dumneavoastră, ați împărtășit niște momente absolut superbe după care și-a văzut de drum. Bun, haideți să vedem pentru cei care au ales varianta a doua a cerceluşului. Îi spun ochiul norocos, da? Ochiul norocos. Hai să punem ochiul norocos aici. Poate avem noroc, da? Haideți să vedem dacă persoana la care vă gândiți vă iubește sau nu vă iubește. A și căzut o carte. Dragii mei, să vă bucurați, pentru că în această situație există reciprocitate în iubire. Da? Poate că v-a și cerut mâna această persoană sau se gândește să vă ceară mâna, să aveți o relație stabilă, dacă nu întemeiați o familie, relația nu s-a consumat din punct de vedere erotic, fizic, dar să știți că vă aduceți o fericire profundă și deplină. Da? Poate vă gândiți să aveți un copil cu această persoană sau vă purtați copilărește sau există niște copii implicați în această relație. În orice caz, dragii mei, să știți că în cazul vostru există acea reciprocitate în iubire. V-am spus că cercelușul albastru este norocos, da? Sunteți fericiți numai când vă gândiți unul la celălalt, da? Surprize, surprize, cine știe? Da? Poate că există o luna nouă, există luna septembrie, poate că vă gândiți să faceți un copil cu această persoană. În luna octombrie poate că v-a propus să vă ceară mâna, da? Sau să fiți împreună, da? Și vă gândiți din ce în ce mai serios dacă nu deja ați făcut demersurile pentru a face pasul de a vă stabili împreună. Unul la celălalt poate vă gândiți să vă mutați împreună. Dar parcă vă văd în rochie de mireasă pentru cele care nu au relație. Da? Este posibil să vă gândiți să în luna 10-a, deci din luna trecută, s-ar putea să fi cunoscut o persoană care gândește să vă ceară mâna. Pentru unele cazuri, da? Deci încerc să acopăr o mai mare paletă de întrebări, da? Ok, haideți să vedem ce mai putem afla dacă persoana vă iubește, deși ce aș mai putea să adaug aici, este clar că vă iubește, da? Și sunteți fericirea sa, da? Dumneavoastră stagnează puțin sau au fost niște întârzieri în luarea unor decizii în ceea ce vă privește din cauza unei relații de trio. Posibil ca persoana la care vă gândiți să fi fost implicată într-o relație de trio și a mai durat un pic, da, până să ia o decizie sau face demersurile necesare să părăsească relația pe care o are pentru a fi cu dumneavoastră, însă până atunci sunteți unul în gândul celuilalt, zodia Pești, Scorpion, Rac, Capricorn, văd fecioară, balanță, da? V-a transformat foarte tare această relație, parcă este la nivel profund, acum în acest moment poate sunteți
la o distanță fizică, nu emoțională, față de această persoană. Poate că stați în orașe diferite, poate că vorbiți la acest moment pe internet, dat și faptul că există acest context al acestei pandemii și parcă nu sunteți fizic acum unul alături de celălalt, dar poate că în luna octombrie, luna septembrie, luna octombrie v-ați întâlnit și v-ați dat seama că sunteți făcuți unul pentru celălalt, însă acum sunteți distanțați și vă este dor unul de celălalt, dar parcă vă visați, abia așteptați să vă întâlniți, dar oricum vă este gândul numai la această persoană. Taur, avem și Taur, Capricorn, cred că am spus, da? Leu, dragii mei, foarte frumos, ar trebui să primiți și niște mesaje. Oricum, este o relație în care vă este în destin. Adică, cred că orice ați fi făcut, tot împreună erați și de orice sau oricâte alte relații veți avea sau câte relații sunteți, tot unul altul, tot destinul, tot ăsta este, da? Să fiți împreună. Bun, dragii mei, haideți să vedem. Wow, am uitat timpii. 11 și 15 pentru a treia. Da, am uitat timpii, mă scuzați, am intrat așa în problemă. Pentru cei care au ales varianta a treia, acea inimioarei roșii ca focul, da? Haideți să vedem ce ne spun cărțile. Vă iubește sau nu vă iubește? Este dragoste sau nu? Este iubire profundă sau ceva trecător? Haideți să vedem, dragii mei. Zodia Vărsătorului, ca zodie predominantă. Wow! La voi este... Veți avea succes, relație romantică, așteptați mesaje să vă scrie această persoană și voi sunteți la o depărtare, însă această persoană se gândește non-stop la voi, poate că este taximetrist, poate că lucrează cu un mijloc de, sau merge mult cu mașina, lucrează în vânzări sau pe autobuz sau pe autocar sau pe tir sau în orice caz conduce, șofează, vorbește mult la telefon, este foarte ocupată această persoană, însă parcă și în mașină stă și este romantic, se gândește în permanență la voi. V-am spus, posibil zodia Vărsătorului ca zodie predominantă. Eu aici văd că mai mult simt că este o familie, ori își dorește o familie fericită, dar ori și închipuie cumva cum este să fie cu dumneavoastră, să aibă o familie noastră, să fiți însărcinată, să aveți un copil, să primiți mesaje. Această persoană merge cu mașina și se gândește la voi, iar dumneavoastră așteptați un mesaj de la această persoană când, cum vine acasă, da? Se gândește la o stabilitate, dacă nu o aveți deja, eu simt că deja există această stabilitate sau că relația cel puțin este la început în care ambii parteneri se gândesc la o relație stabilă, la o familie fericită, la avea un copil împreună. Își trimit mesaje de început, este acea perioadă de început romantică cu schimb de mesaje la ceas de seară. Sunteți la o depărtare, dragii mei, sunteți în orașe diferite sau în case diferite, vă văd, dar parcă dumneavoastră așteptați foarte mult să primiți acest mesaj, această persoană se gândește și mai ales seara faceți acest schimb de mesaje pentru că ziua este ocupată, dar gândul este tot la voi și să știți că aveți această reușită. Eu zic că nu știu cât de curând veți fi împreună, pentru că până la în această situație sunteți se gândește foarte mult la voi această persoană, da? Și voi gândiți reușita acestei relații. Pentru cei cărora li se potrivește, v-am spus, nu uitați că este o etalare generală și dacă subiectul nu vă atrage, nu sau nu se potrivește cu problema dumneavoastră, nu ascultați această etalare pentru că nu mesajul nu vă nu nu este pentru voi, da? Ok, haideți să vedem ce mai putem să așteptați, vedeți? Uitați. Sunt două cărți care mie îmi confirmă faptul că așteptați această propunere din partea acestui bărbat, femeie, mai puțin contează.
Vedeți, uitați ce frumos se completează aceste cărți, da? În toate cele trei variante, da? Vedeți, seara, ambii vă gândiți unul la celălalt, da? Ambii așteptați această veste, el scrie, da? Iar ea primește acest mesaj, da? Așteptați, posibil să vă fi întâlnit pe internet, da? Undeva să comunicați pe calea aerului și să așteptați seara acest mesaj de la această persoană, da? Și primiți, oricum de mult așteptați, poate că sunteți, cum spuneam, distanțați, nu știu, vă despart anumite lucruri, dar vedeți, aici așteptați acest mesaj, aici așteptați acest mesaj, da? Iar această persoană începe și vă scrie, sau seara, da? Deci primiți un mesaj, veți primi cât de curând un mesaj de la această persoană, un telefon, o scrisoare, un e-mail, ceva de genul, oricum, seara, să vă așteptați, da? Pentru că gândul este la voi. Nu pot să vă spun că, nu știu, este topit, vă iubește, este topit și așa mai departe, dar după cum arată cărțile, este clar că vă gândiți la această reușită și, vedeți, reușită. Veți avea reușită în această relație. Pentru că este vorba și de această inimioară. Vedeți? Inimioara, inimioară. Tot inimioara, da? Poate că încă nu ați consumat această relație, dar o văd la începuturi, așa, da? Se gândește foarte mult la dumneavoastră, cum și voi vă gândiți la această persoană. Fecioară, cred că am spus vărsător, rac, scorpion, pești. Da, se completează foarte... Mă uitam cât de frumos se completează aceste cărți, da? Vedeți aceste două persoane, da? Masculinul, da? Energia masculină. Uitați-vă cum este această persoană cu mâna la barbă, da? Deci și în această carte, și în această carte este exact aceeași persoană care se gândește la voi, fie că este în mașină, fie că este scriitor, scriitoare, da? Fie că este acasă, gândul este doar la voi, iar voi, dragile mele, energia feminină, uitați-vă ambele cum stați și așteptați acest mesaj, da? Această scrisoare, tot când, seara, vedeți luna plină, luna plină, foarte frumos, da? Se confirmă anumite lucruri. De asta stăteam și admiram aceste cărți, iar în aceste două situații din punct de vedere al celor două pachete de cărți, da? Dar sunt aceleași cărți din două pachete diferite și rezultatul este unul singur. Succes, reușită. Vedeți? Succes, ce scrie aici? Benefic. Da? De ce să vă zic? Foarte frumos, foarte, foarte frumos, mă bucur, mă bucur. Foarte interesante aceste cărți și aceste mesaje, cum se completează și cum se mulează pe situațiile pe care dumneavoastră, prin intermediul energiei dumneavoastră, le creați, da? Bun, dragii mei, mulțumesc din toată inima că m-ați urmărit și în cadrul acestei etalări. Vă pup, vă îmbrățișez, îmi doresc să aveți parte de situații din ce în ce mai frumoase, să fiți din ce în ce mai optimiști și din ce în ce mai stăpâni pe voi și mai încrezători că totul va fi bine și să fiți convinși că cel puțin după data de 11 noiembrie lucrurile vor intra pe făgașul normal, se vor alinia planetele, totul este să acționați, să aveți încredere și să fiți stăpâni pe voi în toate sensurile, da? Dragii mei, aș mai sta de vorbă cu voi, că simt așa o energie foarte bună, dar nu mai este timp. Vă pup, vă iubesc, ne vedem curând. La revedere!